Și bine v-am regăsit la un nou episod de Five Nights at Freddy. No, am rămas, din câte știm, la noaptea a doua, pe care o să o fac astăzi. Da. Oricum, hai să începem. Am primit câteva întrebări, cum că o să fac mituri și legende și cu acest joc. Iar răspunsul e nu. Nu voi face mituri și legende cu Five Nights at Freddy, deoarece au fost făcute foarte, foarte multe. Deci dacă vreți să vedeți mituri și legende cu Five Nights at Freddy, după părerea mea ar trebui să vă uitați la Gamerul Zombie, le face în română și le face foarte bine tipul. Deci după părerea mea e foarte ok, îmi place și e unul din gamerii care m-au inspirat să mă apuc și eu de YouTube. În regulă. În continuare. O să vă explic câteva lucruri cam ce ar trebui să faceți. După cum vedeți, ei trei sunt aici pe scenă. Deocamdată. Când se face așa, înseamnă că animatronicii se mișcă și nu știi pe unde. Ei bine, cum o pleca Bunny, cred că e normal să începem cu el. Bunny vine aici așa, poate veni aici lângă cameră sau acolo între mese, poate veni aici așa, aici nu va veni niciun animatronic, aici poate veni, aici și aici, iar în final la tine in the office. Chica vine prin camera 7, apoi în bucătărie, în camera 4, în camera 4B și în final la tine în office. Freddy nu are o rută chiar așa de mare. El pur și simplu vine în camera 1, apoi în camera 4B, iar în final la tine în office, dacă nu închizi ușa aceasta. Deci pe asta trebuie să o închizi. Cu cât o să avansăm mai mult în nopți, va trebui să o închidem înainte să ne uităm pe camere. Că altfel poate să intre la noi. El e momentan aici așa, Bonnie. Bonnie este un adevărat, o adevărată persoană încântătoare, pedofilul. Ăsta e un mini pedofil, ca să pot să spun așa. Pentru că nu l-am văzut în acțiune, dar știu că îi. După cum se uită, tot priviți-l. Vedeți cum se uită? Ca un pedofil. Asta e Bonnie, pedofilul. Dar mă rog, nu contează foarte mult ce e el. Chiar deloc. Deși s-o canta mare pe net, din câte mi-am dat seama, că mi-a făcut el primul jumpscare. Felicitări, Bonnie. Mă bucur că mi-ai făcut tu primul jumpscare, deși aș fi vrut să mi-l facă Foxy. Ar fi fost mult mai bine, după părerea mea. Aș fi primit un jumpscare mai ușor. Pentru că el pur și simplu nu-ți sare în față, Foxy. El nu-ți sare în față, ăsta pur și simplu aleargă prin camera 2-a și iar apoi vine aici la ușă și se apleacă un pic și țipă. Asta e cam tot ce face. Nu zic că nu e enervant și că e un pic prost, că mă enervează la culme, dar mă rog. Este și printre preferații mei, deci vă zic de pe acum, Foxy din Five Nights at Freddy 1 și Mangle din Five Nights at Freddy 2. Din Five Nights at Freddy 3 este Springtrap, îmi place foarte mult de Springtrap. Chica nu e printre preferatele mele. Din Five Nights at Freddy 4 cred că cel mai mult îmi place de Nightmare. Cam ăsta ar fi adevărul, chiar dacă e rău. Ăsta iar vrea să-mi iorbească, nu ne mai uităm la el că o să deja și în cap. Dar nu, mă rog. Chica, draga noastră găină, ce faci tu în bucătărie? Cred că se pregătește și ea pentru șef la cuțite. Probabil. Probabil vrea să ia cuțitul de la șef Scărlătescu. Foarte bine. Dar cum am putut eu aștepta că n-o să se întâmple asta? Bă, prea mult bulan aș avea acum dacă pur și simplu cu un pic de noroc. Fă-te șase! Te rog!
Te rog eu frumos! Și nu s-a făcut. Nu s-a făcut, vă dați seama. Nu vă dați seama ce se întâmplă. Eu vreau să se facă 6 și nu se face. Bă. Nu s-a făcut 6. Ce să zic acum? O să mai fac un video. Probabil destul de curând. Probabil că-l fac chiar acum, dar nu chiar în același video, pentru că aplicația cu care filmez eu nu-mi permite să fac videouri mai lungi de 10 minute și mi-e frică că nu mă încadrez, că am înregistrat astăzi odată și nu mi-a înregistrat aproape nimic. Oricum, asta a fost pe moment. Voi reveni cu un alt episod cât de curând. Le mulțumesc celor care s-au abonat. Le mulțumesc și celor care dau like la acest episod și la restul episoadelor. Și ne vedem data viitoare. Pa!